Absolvenții de liceu au susținut miercuri a treia probă scrisă la examen, cea la alegere în funcție de profil și specializare. Au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Liceenii au putut opta pentru una dintre disciplinele fizică, chimie, biologie sau informatică pentru profilul real din filiera teoretică și geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie sau sociologie pentru profilul umanist din filiera teoretică. Unii tineri care au susținut această probă spun că subiectele au fost accesibile, având în vedere că s-au pregătit pentru examenul maturității. Biologia mi-a dat de cap. Putem spune că... Da, azi am studiat a treia probă la biologie. Acum așteptăm rezultatele. Ce subiecte ați avut? La subiectul 3, pancreasul exocrin, acolo au fost bătăile de cap, dar în rest nu prea au fost probleme. Ce notă crezi că vei lua? 7, 8, așa, estimativ, nu știu. Sperăm. Bucuria urmează de acum încolo, de luni încolo, după note. Aștept să vezi eu rezultat. Da, dincolo o să vedem dacă ne bucurăm sau nu. La biologie am dat. Te așteptai la alte subiecte? Nu, dar a fost destul de ușor. Da. Ce notă crezi că vei lua? Cred că un 7, 50, pe acolo, că am încurcat o problemă. Ai avut emoții la probă de azi? Nu. Sau a fost mai... Nu, a fost destul de lejer. A fost o teză acceptabilă, chiar se putea lucra pe tema ei. Mi-a plăcut că am văzut sistemul digestiv foarte tare, pentru că am văzut să și în anii trecuți. Subiectul a fost chiar foarte abordabil, din punct de vedere a noțiunilor și tot. Și îmi estimez o notă de 8-9. Chiar sunt mândru, deci am reușit să redactez și tot. Foarte bine. Subiectul a fost destul de ușor. Pentru cine a învățat? De ce ai dat la ce materie? La geografie. Am avut prima parte despre Europa, a doua parte despre România și chiar a fost destul de simplu. Sper peste 9.50. Deja vedem rezultatele. A fost ok, a fost ușor. De ce ai dat? La geografie. Așteptai aspectele pe care le-am dat? Sau nu. La ceva mai ușor? Păi a fost ușor. Și ce notă crezi că ai? Nu știu. Au fost subiecte care ți-au dat bătăi de cap? Nu chiar. Au fost câteva mai grele puțin. Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023 pentru luna iunie-iulie putem spune că s-a încheiat la nivelul județului Bacău, având în vedere că nu avem înscriși candidați la ultima probă scrisă, cea la limba și literatura maternă. În ceea ce privește statistica acestor 3 probe scrise care s-au derulat începând de luni și până în cursul zilei de astăzi, la prima probă au fost 3.519 de candidați înscriși, 34 au absentat, 1 a fost eliminat din examen pentru tentativă de fraudă. Asta înseamnă că la prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, s-au predat spre corectare 3.484 de teze. La cea de-a doua probă scrisă, proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, au fost înscriși 3.547 de candidați, 50 dintre aceștia au absentat, asta înseamnă 3.497 de teze trimise spre corectare, iar la ultima probă, cea care a avut loc în data de 28 iunie, proba la alegere în funcție de profil și specializare, au fost 3.536 de candidați înscriși, 53 de absenți, niciun eliminat. Asta înseamnă 3.536 de teze trimise spre corectare. Primele rezultate vor fi cunoscute în data de 5 iulie. Luni, pe 3 iulie 2023, se vor afișa rezultatele la probele scrise până la ora 12 și se vor putea depune eventualele contestații.